Bine, ne vedem și fără să mai pierdem timp, Miruna, ne apucăm repede de treabă. Așa cum am obișnuit, încercăm să luăm toate problemele la o margine, dar și peste cele. Proprietățile triunghiurilor, suma măsurilor unghiurilor unui triunghi. Din cadrul acesta, deci suma măsurilor, asta este o termă. Suma măsurilor. Suma măsurilor unghiurilor. Deci, din cadrul acestui capitol, suma măsurilor unghiurilor unui triunghi, aveți doi teme, da? Tema pentru acasă. La asta, a șasea. Uite, eu aș fi făcut următorul lucru. Să-mi închipui că lucrul pe care îl fac eu, ar fi trebuit să-l faci și tu. Deci, fiindcă ai de făcut tema, din cadrul capitolului acesta, trebuie să ne punem la punct cu câteva noțiuni teoretice. Să vedem ce are autorul aici fixat. Zice, teoremă. În orice triunghi, suma măsurilor unghiurilor este egal cu 180 de grade. Să zice și noi, teoria. Fac acest lucru exact cum ar trebui să-l fac elevul acasă. Înainte de a-și face tema, da? Deci, teoria. Suma, în orice triunghi, suma măsurilor unghiurilor sale, în orice triunghi, suma măsurilor unghiurilor sale este 180 de grade. Adică, dacă ar desena un triunghi A, B, C, ar trebui să spunem că măsura lui A plus măsura lui B plus măsura lui C, unghiului C, egal cu 180 grade. Asta ar fi. Deci, în orice triunghi, suma măsurilor unghiurilor sale este 180 grade. Acum, asta este în teoremă ca și o problemă. Să încercăm să o demonstrăm. Să încercăm să o demonstrăm. Cum? N-ai nicio idee, nu așa? Bun. Ia tu cartea și citește din carte și să văd dacă te descurci. Triunghiul ABC, prelungim latura BC, dincolo de B, cu BD. Este un triunghi desenat acolo, nu? Da. Un triunghiul ABC. Uite, am desenat și eu ABC, da? Prelungim pe latura care? Prelungim latura BC. BC. Probabil autorul a notat altfel aici. A notat în loc de A-ul sus. Da. Și B-ul și C-ul jos, nu? A, B și aici e C, nu? Da. Bine. Deci, prelungim la... B și acolo e C. Bine, e invers, da? Da. Bine, merg exact în manualul de acolo. Deci A, B, C. Bine. Ce spune? Prelungim latura B, C. Dincolo de B. Dincolo ce de B. Bun. Cu mai BD. Mult. Cu? BD. BD? Dar cât BD. De mare nu zice. Așa, cu un punct, da? Da, BD. Și ducem paralel la BE, paralel cu AC. Deci prin B, prin punctul B, ducem o paralelă la AC. Imediat acum îți vine în minte, când ai două drepte paralele,
Dar atât de o secantă, se formează felii de unghiuri. Deci mintea sfuge repede. Când am zis, am dus o paralelă, gata. Asta face, am șansa asta. Două paralele de o secantă, faci perechi de unghiuri, alterne interne, alterne externe, corespondente, da? Bun. Ei, iată că avem cele două drepte paralele, acum pe AC, și dreapta pe care am dus-o acum noi, ele sunt paralele și sigur secante câte avem aici. Hai să vedem câte secante putem număra. Una este secanta AB. Da? Secanta AB. Și hai să vorbim despre ea. Două drepte paralele, tăiate de o secantă. M-am început eu să mă vorbesc. Trebuia să... eu am îmbrăcat haina ta și aș vrea să nu mă las să vorbesc eu deloc. Tu spui așa, s-a dus o paralelă. Gata, știu. Știu ce trebuie să întâmple. Am paralelă, tăiate de o secantă. Vorbește, poftim. Atunci, putem să aflăm care sunt unghiurile congruente. Paralelele acestea, AC și cu dreapta D, o dreapta D, am dus-o, nu? Prin B. Deci am că AC e paralelă cu D. Și secanta am hotărât să o luăm pe AB. AB, secantă. Și spunem tu aici, dă-mi imediat niște unghiuri congruente. Să notăm cu A1, A2, să notăm cu asta. Haideți, asta îl putem citi cu trei litere, da. Nu? Dar așa acolo trebuie să spuneți B, E. B? E, sus. B, E. Așa au zis, dreapta B, E? Da, da. Paralel cu acest. Bun. B, E. E. Așa, bine. Pe ăsta putem citi pe trei unghiuri, nu? Prin trei litere, de BAC. BAC în Miruna. Cine este congruent BAC-ul? BAC e congruent cu... Pentru cele două paralele tăiate de secantă. BAC e congruent cu... EBA. Cu unghiul B. Cu EBA, din trei. Așa? Prin trei litere. Cu EBA. Din ce motiv? Pentru că sunt alterne externe. Interne, mă, că sunt interne. Păi sunt între cele două paralele, măi. Da. Deci sunt alterne de o parte și de alta. Alterne interne, da? Da. Deci aici pot să spun A. Pur și simplu, l-am mișcat pe A de aici, din triunghi, l-am pus aici. Da? Da. L-am scos, practic, din interiorul triunghiului, cu această idee excepțională, prin paralele adusă, și l-am mutat aici. Acum, tot în cazul ăsta, tot paralelele ăsta, dar dacă am privit altă secantă, am privit-o pe AB, altă secantă, tot a triunghiului. BC, sigur că dacă AC nu poate fi luat în seamă, nu? BC. Ei, cele două paralele tăiate de secanta BC formează tot felul de perechi, 8 am zis noi, perechi de acolo, da? Dar pe mine mă interesează unghiul C, cu care unghi ar fi congruent, dar ce, în ce calitate și cu care unghi ar fi congruent, încât să-l scot de aici. Cum l-am scos pe A, să-l scot și pe C. Ce ar fi congruent cu B? Cu care B? Dar citește prin... Din trei, mama. A, C, B cu... A, C, B cu E, B, A. Ca fiind ce fel de unghiuri? Ca fiind atât cu E, B, A. Cu EBA, zice să-l scoată aici. Ăsta să fie ce? În ce calitate ăsta ar fi congruent cu ăsta? Fiind astea paralele și asta secanta. În ce calitate vin ele acum? Sunt de aceeași parte a drepte. Corect. Da? În ce calitate spune de corespondente. Corespondente. Deci, calitate de unghiuri corespondente. Și iată acum, unghiul B, care a rămas la locul lui, unghiul A a venit frumos aici, unghiul C în alterne interne, unghiul C a venit în partea asta și iată, asta este o dreaptă, nu așa. Și cât fac unghiurile astea toate? 180 de grade. Deci excepțional. Și am arătat că suma unghiurilor unui triunghi fac 180 de grade.
Asta e demonstrație. Dar ideea este fenomenală, aceea de a fi dus paralela. Prin ce punct? Prin punctul B. Da? Noi să facem și o altă demonstrație, să ducem paralela prin ce? La AB. Corect. Și prin A. La AB. Deci facem mai în variantele. De acum, dacă am prins ideea de aici, o redactăm și până facem noi demonstrația aducând altă paralelă. Ca să mutăm, să înțelegem și mai bine teorema asta. Vezi, mă ocup de teorema asta ca să o înțeleg bine, bine, bine. Insistă, Miruna. Deci autorul, pentru a putea demonstra acest lucru, că suma virilor unui triunghi fac 180 de grade, știind din lecțiile anterioare că dacă ai o dreaptă și un punct aici, toate unghiurile care s-ar forma aici, adunate câte ori fie ele, fac împreună 180 de grade. Da? Atunci el face chestia asta. După ce a făcut paralelitate de o secantă, folosește informația dinainte, ca să reușească să miște unghiurile prin paralela asta, să scoate unghiurile A și C în exterior, să completeze 180 de grade și atunci el spune, vedeți? Ați văzut la ce folosește informația din urmă? Paralelisme, două paralelitate de o secantă, formează perii de unghiuri alternate corespondente, congruente. Invers, dacă găsești o pereche care să fie congruente, le obligă pe cele două drepte să fie paralele. Deci, pentru paralelism ai și posibilitatea să faci așa demonstrația asta. Acum, hai să scrim acum. Deci, AC, paralel cu D și AB secantă. Ce rezultă? Deci, AB, am primit o secantă. Rezultă că unghiurile. Spune? Că unghiurile C cu A, B, C cu E. A, B, C. Cu E, B, D sunt congruente. Deci dacă acestea sunt paralele și A, B secanta. Care e unghiul? Care e unghi? Unghiul B, A, C. B, A, C. B, A, C cu A, B, A. Deci unghiul B, A, C e congruent cu unghiul? A, B, E. A, B, E. Cu A, B, E. Ca fiind, în paranteză, spunem în ce calitate? Alterne interne. Bun. Acum, tot aceleși două drepte, A, C, paralelă cu tot e A, eu am zis dreapta D. Am notat-o cu D, asta am așa cu D. Și atunci... Și secanta. Și secanta care? Secanta... Da. Am luat-o pe A, B. Secanta BC acum, da? BC, secanta. Ce rezultă din astea două? Rezultă că unghiul B... Scrii și tu demonstrația asta. Da. Rezultă că unghiul BCA... Unghiul BCA... Da? BCA... Congruent cu unghiul? E, B, D. E, B, D. E, B, D. E, B, D. Corespondent. Da. Da, da. Se spune corespondent, da? Cum D, B, C sunt coliniare, D, B, C sunt coliniare, că doar am prelungit-o, da? Zicem și noi. Cum D, B, D, D, B, 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 C, coliniare, rezultă că unghiurile, spune tu. Unghiurile D, B, E. Măsura lui D, B, E. Hai să spunem. Măsura lui D, B, E. Plus măsura lui E, B, A. E, B, A. Măsura lui E, B, A. Plus măsura lui B, A, C. Măsura lui B, A, C. Haptuț egal cu 180 de grade. Egal cu 180 de grade. Deci, măsura D, B, E, cu E, B, A și cu A, B, C. Și cu A, B, C. A, B, C. B, la mijloc. Legat, nu? A, ăla de sus...
O, A, B, C. Da? O, A, B, C fac împreună 180 de grade. Ei, dar în loc de D, B, E, ce putem pune noi? În loc de D, B, E, unde avem D, B, E? D, B, E. Avem B, C, A. Da. Pentru că avem asta că D, B, E este congruent cu B, C, A. Deci în loc, zicem acum, rezult că măsura lui B, C, A. B, C, A. Plus măsura lui B, A, C, adică plus măsura lui B, C, A. În loc de E, B, A, în loc de E, B, A, B, A, C. Punem B, A, C, da? Da. Plus măsura lui B, A, C. Plus măsura lui A, B, C. Plus măsura lui A, B, C, rămâne. Deci era costul de rigoare. Ceea ce am avut de demonstrat. Și asta m-am vrut de demonstrat, că suma unghiurilor unui triunghi face 180 de grade. Asta facem și de așa am promis, pentru triunghiul, același triunghi ABC, să ducem acum paralela prin C, da? Prin C. La cine? Prin C. La AB. Desenăm din nou, voi desenați din nou triunghiul. A fost A, B, C. Și ducem prin C, paralela la AB. Prin C, paralela la AB. Cele două paralele. Și zicem ce D. Hai să zicem așa. Ce D. Și acum vorbește noi. Păi ce D e paralel cu AB. Da. Avem, deci așa am dus-o. Ce D paralelă cu AB. Și e luăm o secantă care vrei tu. Secantă AC. AC secantă. Da, AC. AC. Nu, A, B, C. Nu, A, B, C. Desecanta una din celelalte două laturi. A, C sau B, C? Da. A, pe loc de amândouă. A, C, secanta. Secanta. Ce poți să spui, Mirela? Putem să spunem că unghiul A... Nu, ia dintre ei. Unghiul B, A, C. Unghiul B, A, C e congruent cu unghiul B, C, D. B, C, E. Hai să zic aici. B, ai spus B, A, C, cu unghiul B, C, D. B, C, D. Nu. Păi, dacă asta e secanta, mă, ia vezi. Dacă asta e secanta, paralel de atâta vezi tu. Paralel de atâta secanta. Aia B, C, exclude. Deci, B, A, C, unghiul ăla din A. BAC, care este între paralele, îți fuge mintea de acum spre alterne interne. Interne. AC, cu care? Cu ACE. Cu ACE? Am zis, e pe paralela asta, da? Deci, BAC, BAC, e congruent cu ACE, ca fiind ce fel de unghi? Alterne interne. Alterne interne. Și acum o să luăm același paralel, CD, paralelă cu AB, dar secanta nu AC. Ce secantă să folosim? Secanta BC. BC. BC secantă. Și atunci, ce se întâmplă? Unghiul B, A, C. B. A, B, C. A, B, C, adică din B-ul. Da. Luăm un punct aici. E. E congruent cu unghiul BCD. Cu? Deci, cu A. Deci, ABC, ăla din B. C e congruent cu unghiul ACE. Cu
cum A, C, E, pe coace E a fost ăsta de aici. Ăsta de aici a fost congruent cu ăsta. Hai să-i punem două. Da? Ăsta de aici. Deci pe A l-am mutat aici. Uite, vezi? Cu BCD. Cu? BCD. Cu B, C, D. Cine? Asta din B, da? Da. Da, e adevărat. Dar bine la corespondente, vrea domnul profesor. Nu, dacă i-am adus așa, mă bucur. E bine. Da? Deci unghiul ăsta de aici, cât ăsta de aici, hai să-l facem cu trei liniuțe. Da, trei liniuțe. Da? Și iată că în clipa asta, ăsta e pe ca fiind ce fel de unghi? Ca fiind... Pentru paralele și taie din secante. Tot antene interne, sigur că da. Tot antene interne. Și acum, ce a rămas pe locul lui? A l-a adus aici, B-ul este adus aici, și în suma unghiilor respective, din nou fac 180 de grade. Aceeași poveste, da? Deci, BC secantă și atunci spui că unghiul ABC, ABC, este congruent cu BCD, da? B, C, D, ca fiind unghiuri tot alterne interne. Sigur, eu mă pregătisem, de aia am pus R aici, mă pregătisem să-mi duci pe ăsta aici, da? Ca fiind unghiuri corespondente, după modelul. Dar păi, mergi pe chestia asta, pentru că astea sunt opus la vârf. Ăsta corespondente, cu ăsta altul vine în calitate de alterne interne și perfect. Și atunci, și așa, putem face 180 grade, cum de fapt se putea întâmpla și aici, să facă 180 grade, da? Deci, într-un mod și celălaltul este bine. Și atunci rezultă că măsura, pentru că D, C, E, cu o linie are, cum D, virgulă, C, virgulă, E, cu o linie are, rezultă că măsura lui B, A, C, măsura lui, ăsta la de aici se zice, măsura lui E, E, C, A, da, măsura lui E, C, A, plus măsura lui A, C, B, plus măsura lui E, C, E, C, E, cu E, C, E. A, mă duci pe partea asta. Dar nu mai e cum ai dus. Cum plus măsura lui B, C, D. Că am zis că despre D, C, E pe liniare. Da, plus măsura lui B, C, D. Măsura lui B, C, B, C, D. Este egal cu 180 grade. Egal cu 180 grade. Și nu scrii, văd. Dacă nu scrii, tu trebuie să scrii și stai cu ochii pe caițelul tău și vorbești. Pe figura de acolo, pe tot. Pe figura ta? Da. Ai reușit să o faci. Deci nu stai și te uit la, pur și simplu la mine, că nu e corect. Da. Și avem că măsura lui... Atunci zicem măsura lui, în loc de ECA, e... Ce? Bacă. Măsura lui bacă. Plus măsura lui ACB. Rămâne așa. A lui ACB. Măsura lui ABC. Lui ABC. Exact ce trebuie să demonstrezi. Faci tu acasă și paralela prin A. Am făcut paralela prin B, paralela prin C și faci paralela prin A, da? Alo? Sunt într-o lecție, sunt în direct la profanulete. Dar pe la vreo 9:30 să revii. Doamne ajută. Așa. Asta a fost teorema. Vezi? Acum să vedem ce spune mai departe. Citești tu. Ai cu cartea, te strădui, ești să înțelegi ce urmează, e o altă teoremă, ce este acolo? Ce spune? Consecințe. Cum? Consecințe. Înjurul triunghi dreptunghi, unghiurile ascuțite sunt complementare.
Bun, încă o dată. Într-un triunghi treptunghic, unghiurile ascuțite sunt complementare. E o consecință a teoremei acestea, da? Ia să vedem cum, ce vrea să spună. Dar ce înseamnă două unghiuri complementare? Adică au 90 grade. 90 de grade. Deci într-un triunghi treptunghic, ca o consecință a teoremei acestea, ce spunea teorema? Suma tuturor unghiurilor 180. Fac 180 de grade. Suma tuturor. Triunghiul dreptunghi, ce știi tu despre un triunghi dreptunghi? Care are unul de 90 de grade. Unul de 90 de grade. Și au rămas că celelalte două. Nu, care fix 90 de grade. Da, unul are fix, exact un 90 de grade. Da, nu începe, de-aia e dreptunghi. Da. Iar în condițiile astea au rămas ca celelalte două ascuțite să facă... Fac tot 90 de grade. Asta era. Pentru că toate la un loc fac 180 de grade. Unul de ei de 90, pe unul celălalt să fie de 90. Asta e. E consecință. Vezi de ce se cheamă? Consecință a teoremei din mai sus. Deci, ca un rezultat care merită reținut. Așadar, să reținești mult. Consecință, da? Unul, da? O primă consecință, poate sunt mai multe. Să vedem. Într-un triunghi dreptunghic. Suma unghiurilor ascuțite. Unghiurile ascuțite sunt complementare. Unghiurile ascuțite sunt complementare. Să desenăm și noi un triunghi dreptunghic. Da. Îl desenăm așa ca să ne vină mai ușor să facem. Dacă un triunghi dreptunghic, unghiul A de regulă se mătează, A, B, C. Știm că triunghiul A, B, C, dreptunghic. Adică, măsura lui A este cât? 90 de grade. Ce mai știm? Din teorema de mai înainte știm că măsura lui A plus măsura lui B plus măsura lui C egal cu 180 de grade. Știm pe astea, da? A plus B plus C fac 180 de grade. Deci cum ai 90 de grade, rezultă de aici că măsura lui B plus măsura lui C e egal cu 90 de grade. Asta este clar consecință a teoremei de mai sus. Așa trebuie făcut cu reielul în toată partea teoretică. Nu ne apucăm de probleme, gata, avem tema de pe... gata, temă, ne-am gândit temă. Ce să faci la temă? Nu faci nimic. Mergem mai departe. Ce mai spune? Spune tot la consecință. Toate unghiurile triunghiurilor echilaterale au o măsură de 60 grade. Foarte important. Ești al doilea consecință. Deci împărțit la 3, cum ar fi 60 grade. Sigur că da. Deci consecința 2. Măsura într-un triunghi, într-un triunghi echilateral. Toate unghiurile au măsura de 60 grade. Măsura lui A egal cu măsura lui B egal cu măsura lui C și egal cu 60 de grade. Da? Deci toate unghiurile, măsurile unghiurilor sau unghiurile au aceeași măsură și egală de... și valoarea măsurii este 60 de grade. Da. De ce consecință? De ce crezi? Pentru că avem toată măsura tuturor unghiurilor este acolo 180 de grade. Fii că suma tuturor fac 180 de grade? Cu măsura lui A, știm asta, în teoremă. Plus măsura lui B. Plus măsura lui C. Fac
de cât toate am demonstrat astăzi. În orice triunghi. În orice triunghi. Da, și toate sunt egale, atunci au și cum, adăugăm, cum triunghiul ABC e echilateral. Adică măsura lui A e egală cu măsura lui B. Egală cu măsura lui C. Da, egală cu măsura lui C. Împărțit la 3. Atunci rezultă că de 3 ori măsura lui A, dacă înlocuim pe B și C cu A, măsura lui A, de 3 ori măsura lui A egal cu 180 de grade și numai A, măsura lui A, egal cu 60 de grade. Dar asta e și a lui B și a lui C, deci e clar că am demonstrat, am făcut și consecința a doua. Este o consecință. Faptul că știam că suma fac 180 de grade pentru triunghiul echilateral, de aici. Dar te întreabă cineva, dar de ce fiecare unghi e de 60 de grade pentru triunghi? Pentru că toate unghiile sunt congruente și știm din teorema aceea importantă, că suma tuturor măsurilor unghiilor fac 180 de grade, iată că atunci împărțim 180 la 3 și totul este perfect. Mai departe. Măsura unghiului exterior unui triunghi. Măsura unghiului exterior unui triunghi. E teoremă, nu? Da. Da? Am deschis ușa închisă, eu am ascuns deci la agenție. Da. Și ai ușa închisă, am deschis, am intrat. Da. Și acum închid. Închid ușa. Da. Asta am spus. Deci, măsura unui unghi exterior, unui triunghi, este egală cu... E o teoremă asta, da? Da. Așa, nu, nu. În demonstrația de mai sus, unghiul APD este... Ce este... Este în continuare. Din consecinții? Nu, nu e nimic. Nu, se vorbește în continuare despre... Da, te rog. În demonstrația de mai sus, unghiul ABD este un unghi exterior triunghiului. Adică... Nu citim repede, să o luăm ușor. Deci, încă o dată, în demonstrația de mai sus, unghiul ABD este un unghi exterior. O secundă, să desemnăm, să ne amintim desenul. Deci, pentru triunghiul ABC, da? ABC. Pe BC am prelungit-o așa, și am luat un punct D, da? După aceea, am lungit pe unghiul B și o să fie E. Unghiul B. Facem paralela la AC. Da. Paralela la AC, da? Da. Așa. Punem BE. BE pe aici, nu? Sau da. Sus. Sus. Da. Sus. E. Da. Așa. Este un unghi exterior triunghiului. Cine este unghi exterior? A, B, T. Deci unghiul A, B, D. Păi asta e important. Unghiul ăsta așa, este unghi exterior triunghiului. Da. Mai poate să fie și în partea dată, tot așa unghi exterior. Da, ar fi AC. Da? Și aici pot să văd ca fiind unghi exterior. Corect. Da, ar fi... Deci găsim multe, prin prelungirea laturii găsim unghi exterior. De data asta am prelungit pe BC și ăsta este ABD, unghi exterior triunghiului. Corect. Mai departe. Adică forma de o latură a triunghiului cu prelungirea altei laturi acesteia. Deci unghi exterior este unghi format de o latura a triunghiului cu prelungirea celelalte laturi care formează unghiul respectiv, da? Da. Bun, am înțeles ce înseamnă unghi exterior. E esențial. Unghi exterior înseamnă unghiul pe care îl privim format de o latura a triunghiului, una din laturi, de data asta la BC. Și fiindcă vorbim de unghi exterior pentru situația unghiului din B, cu vârful în B, atunci e format de cealaltă latură ce formează unghiul. Adică BC e o prelungire. De acord, da? Da, da. Bun. Și ce spune? Cu măsura lui ABD este egală cu măsura lui ABE plus măsura lui EBD și este egală cu măsura unghiului A plus măsura unghiului C. Asta era. Da, puteam să observăm noi de atunci. Deci măsura unghiului... ABD. Măsura lui ABD.
unghiul exterior. Da. Este egal cu măsura. Măsura lui ABE. A lui ABE. Cât din două unghiuri, nu? Da. A lui ABE. Măsura lui ABE. Plus măsura lui EBD. Plus măsura lui EBD. Și este egal cu unghiul A. O secundă, da? Deci e egal cu măsura unghiului. În loc de ABE, în loc de ABE, în loc de unghiul ăsta, putem folosi pe ăsta. Pentru că este, sunt unghiuri acelea termin-termin, nu? Da. Deci e egal cu măsura egal lui măsura unghiului A plus măsura unghiului C. Măsura unghiului A plus măsura unghiului C. Pentru că unghiul EBD, EBD e chiar unghiul C. Pentru că sunt aici unghiuri corespondente. Am vorbit asta, da? Da. Așadar, o noutate. Unghiul exterior unui triunghi este suma unghiurilor nealăturate lui. Deci unghiul exterior unui triunghi este suma, este egal cu suma unghiurilor nealăturate unghiului de aici. Da? Nealăturate. Celorlalte două. Asta e tot o consecință a faptului că suma unghiurilor fac 180 de grade și că în demonstrații ideea care am avut-o, aceea cu paralela, ne-a determinat să ne întoarcem un pic la înapoi și să sesizăm încă un rezultat important. Unghiul, măsura unghiului exterior este suma măsurilor unghiurilor nealăturate. Da? Nealăturate. Până ară, ăsta este unghi exterior? Da. A, C, E, F. Nu A, C, F. F, da? A, C, F. Este unghi, este unghi exterior pentru triunghiul acesta cu referire la unghiul C, cu vârful C. Cu cine este egal unghiul ăsta de aici? Este egal cu unghiul... măsura unghiului D, B, A. Păi ce am spus mai înainte? Aici a fost unghi exterior, da? Da. Cu cine este egal măsura unghiului exterior? Am stabilit împreună. Da, suma? Egal cu suma măsurilor, unghiurilor nealăturate. Adică fără ăsta de B. Da. Celelalte. Celelalte două. B și C. Acum, pentru situația de aici. Unghiul ăsta exterior, măsura unghiului acesta, cu, egal cu suma măsurilor căror unghiuri? Egal cu suma măsurilor lui... lui... Păi nealăturate, care nu sunt aici. Care... trei unghiuri. Lui C, A, B. Păi zi-mi-l scurt, da. Pentru o singură literă, că nu e confuzie aici. Măsura lui B. B plus măsura? B plus măsura lui A. Cum păi așa, și plus B, de ce ți-e frică? Parcă te frige. Măi, încă o dată. Unghii exterior e suma măsurilor ăstora două, care da, sunt nealăturate lui. Deci unghii exterior este suma măsurilor unghiilor celorlalte două. Da? Deci, dar ăsta de aici, așa, uite, ăsta de aici, care e tot unghii exterior, da? Da, cu B și C. Bravo. Egal cu măsura lui B și măsura lui C. Ăsta e efortul pe care îl fac eu, ca să se înțeleagă că nu numai în condițiile astea pot vedea unghii exterior, ci și din vârful C, și în vârful A, da? Și suma măsurilor unghiilor nealăturate. Acesta e rezultat, iarăși, important. Hai să vedem, până acum, să recapitulăm ce lucruri importante, teoretice, am pus la punct în clipa asta. A fost teorema asta foarte importantă. Suma măsurilor unghiilor, suma egal cu 180 grade. Suma măsurilor unghiilor, da? Să vorbim clar, corect. Suma măsurilor unghiilor. Într-un unghi echilateral, suma unghiilor este egal cu 60 grade. Nu suma unghiilor. Unghiul, un unghi măsura este egal cu 60 grade. Măsurile unghiilor, fiindcă triunghiul este echilateral, unghiile sunt congruente și fiecare unghi are măsura de, așa vorbim cu limbajul nostru, cu cuvintele noastre, fiecare unghi are măsura de 60 de grade, da? Da, și că într-un triunghi dreptunghi, unghiile ascuțite sunt complementare. Adică? Adică... Fac împreună? 90 de grade.
Există unul de 90 de grade și celelalte două. Și celălalt fac tot 90 de grade. Tot 90 de grade, fiindcă total făcea 180 și consecință de acolo, da? Așa. Și asta, măsura unghiului. Și asta foarte importantă. Unghiul exterior unui triunghi este suma măsurilor unghiilor nealăturate lui. Deci unghiul exterior unui triunghi, și am văzut ce înseamnă unghi exterior, e format de o latură și de prelungirea celelalte, care formează unghiul de acolo. Da? Deci unghiul acesta este suma unghiilor nealăturate lui. Bun. Astea sunt câteva rezultate. Mergem mai departe. Ne întoarcem înapoi, revedem toate, le strângem ca într-un buchet toate informațiile ca să le avem când ne ducem spre probleme. Corect, dar fiecare teoria? Nu mai este, mai este, nu? Da, problemă. Fie triunghiul ABC cu măsura unghiului B este la 70 de grade. Este o problemă acum, ca o aplicație, nu? Da. Așa, să vedem. Continuăm. Da. Până când începem să... Frank, autorul se pregătește să treacă la probleme de... Deci măsura unghiului, cum ai zis? Măsura unghiului, nu, fie triunghiul ABC cu măsura lui B egală cu 70 de grade. Deci triunghiul ABC, avem în ipoteză că măsura lui B, așa e bine, nu? Da. Măsura lui B este egală cu 70 de grade. Așa. Știind că măsura lui ACD este egal cu 130 de grade. A, C, D. Dar D-O, ce unde este D-O acela? Nu, zice că ABC, fie triunghiul ABC cu măsura B egal cu 70 de grade. Știind că măsura lui A, C, D egal cu 130 de grade, iar A, C, D este unghi exterior triunghiul. Așa! Deci, măsura lui A, C, D. Egal cu 130, iar ACD unghi, ACD unghi exterior, imediat, unghi exterior cu ce unghiuri? Dacă e cu vârful în C, e vorba de unghiul C, în vârful în C. Egal cu suma măsurilor căror unghiuri? Egal cu suma măsurilor lui A și lui B. A lui A, nu? A lui B. A lui A, ba, da, ba, da, ești bine. A și B. Deci ai zis bine. Deci cu vârful în C înseamnă celelalte două unghiuri, da? Da. Deci înseamnă de aici că măsura lui ACD, ACD e egal cu măsura lui, cu măsura lui B, mergem pe scurt, plus măsura lui A. A. Da? Și e egal cu cine? E dată de 130 de grade, da? Egal cu 130 de grade. Iar dedesubt am că B-ul știu, măsura lui B cât este? 70. Este 70 de grade, fi dată din ipoteză. Deci, și cât este măsura lui A? Măsura lui A și lui C. A lui A mai întâi. Măsura lui A este 130 minus 70 de grade. Da. Face cât? Adică 60 de grade. Ei, acum știm și pe A și pe B, cum îl aflăm pe C? Păi, o facem 60 plus 70, da, știu. Știm 60. Așa, trebuie să vorbim. Da. Știm că într-un triunghi, suma măsurilor, unghiurilor, este de 180 de grade. Așa. Da. Scădem 70 și 60. Da. Și obținem și 180 minus 60 grade minus 70 de grade. Adică egal cu 180 minus 130, 50 de grade. Terminat problema. Vezi? Aici a vrut să ne prindă unghi exterior lui C, cu vârful în C. E clar că e A-ul și B-ul împreună, nu? Și cum pe B ți l-a dat, ți-a furnizat, ți-a dat posibilitatea să-l afli pe A, nu? Pe A și pe aceea, pe C. Pe aceea imediat. Super, deci, așa trebuie făcut pașii. Că așa grabă de a ne duce la temă, nu deloc pe idei bun. Mai este ceva? Nu. Nu, trecem la probleme. Uitasem pe asta cu un ghiul serios. Uitasem, domnul. Poftim? Uitasem până și eu pe asta cu un ghiul serios. Sigur că da.
Doar nu faceți... Vă dați seama de atâția ani. Toată viața, cum se întâmplă unui profesor. El face tot timpul chestia asta. Super, super. Da. Deci, în clipa de față, hai să recapitulăm toate informații de până acum. Ne-am pus cei capitoli, dar nu mai vedem o dată. Scurt, suma măsurilor unghiilor fac 180 grade. Într-un dreptunghic au... Cele două ascuțite fac 190 grade. Da. Într-un dreptunghic lateral... Suma unghiilor este egal cu 60 grade. Da. Unghiile sunt congruente. Da, sunt congruente 60 grade. Și unghii exteriori e suma unghiilor nealăturate. Super. Astea sunt lucruri care avem de acum în minte și ne apucăm de treabă. Trebuie să îndrepte. Chitează. Da. Problema la ce pagină? 1 de la pagina 178. Deci începem cu prima problemă, a doua, a treia, așa vreau să mergem. Da. Să înlăturăm totul la un cap. O să vedem. Vom vedea cum cresc în dificultate, dar dacă le facem ordonat, putem să le facem. Mult mai ușor. Sigur. Determinați al treilea unghi al triunghiului ABC, cunoscând că... Zi. Prima. Amic. Da. Măsura lui A da. Este egală cu 40 de grade. Bun. Și măsura... lui C este egală cu 60 de grade. Rezultă că măsura... Rezultă că măsura lui B egală cu este egală cu 180 de grade minus 40 de grade minus 180 minus 40 și minus 65 de grade. Și rezultă că este egală cu 75 de grade. Egal cu 75 de grade. Terminat punctul. B. Măsura lui B este egală cu 25 de grade și 33 de minute. 25 de grade și 33 de minute. De minute, parcă o singură liniuță, nu? Da. Iar măsura lui C este egală cu 81 de grade și 27 de minute. 81 de grade și 27 de minute. Atunci măsura lui A va fi egală cu 180 de grade minus 25 de grade și 33 de minute minus 81 de grade și 27 de minute. Da. Și egal mai departe cu 180 minus este a doua adunate. Hai să facem așa. Și egal mai departe cu 180 minus 107. Așa fac asta a doua adunate, da? Da, da, da. 107. 73 de grade minus 33 cu 27 care... Nu de 33 cu 27. Minute. Dar le-am făcut și minute. Păi uite că le-am adunat mai... De-aia am spus minunat să facem adunarea. A scos minusul în față. Da. Decât să scad din 180 pe ăsta. Păi mă, ce-mi dă scad pe ăla? Scad? Din 180 pe cele două adunate. Nu? Da. Nu, așa era și lucrurile. Da, 73 de grade. Deci vine cât... Facem repede, domnul profesor, că 33 de minute cu 27 de minute fac un grad. Grad. Și 25 cu... 20, deci 180 grade, 72 de grade. Eu nu 72, cu 107 acolo în total. Da. Deci 26 de minute și cu 81. Corect. Da? 26, că am făcut un grad din 33 de minute și 27 de minute. Da. Și am făcut un grad și am făcut 26 acum. 26 și 81. 107. 107. Și din 180 minus 107. Da? Da, egal cu 73. Da. 73 de grade. Deci, ai înțeles aici ce am făcut? Da. Deci, în loc să scădem, pierdem timp mult mai mult. Sigur. Din 180 scădem pe 25, trebuia să iau un grad să transform în 60, nu știu ce. Păteam timp. Corect. Dar așa, le-am adunat pe ăstea care urma să le scad și din total scad rezultatul. Am scăzut. Corect. Punctul ce? Dar nu avem. Nu avem, da. Problema 1. Problema 2. Problema 2. Zice așa, că într-un triunghi isoscel, deci triunghiul ABC isoscel. Imediat în minte ta ce înseamnă. Două unghiuri sunt congruente, da? Unghi
unghiurile concurente au măsurile de 70 de grade. Să zicem deci, că unghiul, măsura unghiului A, măsura unghiului A este egală cu 70 de grade și măsura unghiului B este egală cu 70 de grade. Deci măsura lui A e egală cu măsura lui B. B. Și egală cu 70 de grade. Așa, și egală cu 70 de grade. Și atunci, măsura lui C e egală cu cine? Măsura lui C este egală cu 180 de grade minus 140 de grade și atunci măsura lui C este egală cu 40 de grade. Trebuie la problemă. 3. 2. Între un treptunghic, 3. Între un treptunghic are un triunghiul ABC. Triunghiul ABC dreptunghic. Dreptunghic. Spune în ce unghi nu spune, nu? Nu. Bine. Măsura lui C este egală cu 36 de grade. Măsura lui C e egală cu 36 de grade. Care este măsura celuilalt unghi ascuțit al triunghiului? Hai să spunem că ar fi unghiul, măsura lui A, stabilim noi, din 90 de grade. Și atunci B-ul și C-ul ar fi... Atunci B-ul, măsura lui B, este egală cu 180 de grade minus... Zicem 90 deodată. 90 minus 36, că așa știm din consecință. Minus 126. Adică 180 minus 126. Da, eu pus în... Da? Deci, ori în fel, să zici așa, ori zici din 90 cazi pe 36. 180 minus 126. Bine, mă, dacă tu zici 180, eu zic 90 minus 36. Că așa avem o consecință, că suma unghiurilor ascuțite fac 90 de grade. Păi mă duc pe chestia asta, că rezultatul ăsta. Da? Da. Deci 90 de grade din 36 și este egal cu 54 de grade. Hai. Un triunghi isoscel are un unghi cu măsura triunghiul A, B, C. Triunghiul A, B, C. Isoscel. Isoscel. Nu știu. B are egal cu măsura unghiului B, este egal cu 36 de grade. Da, deci măsura lui B, mi se dă la... Măsura lui B e 104 grade. Măsura lui B egal cu? 104. 104 grade. Și ne mai spune că determinați măsura celorlalte două unghiuri ale triunghiului. Păi asta e cerința, da? Da. Nu putem să punem că B-ul și A-ul sunt aceiași lucru pentru că depășesc 180 grade. Deci și nu atunci, putem să ne gândim, da, că B-ul și A-ul sunt celelalte două sunt. Da, și atunci să mergem măsura lui A este măsura lui A egal cu măsura lui C. Și de aici rezultă că o să avem 180 de grade minus 104, care este egal cu 76. 76, da. 76 și apoi 76 părți a 2. Spune 180 minus 104 egal cu de două ori măsura lui A. Și atunci măsura lui A este egal cu măsura lui A, egal cu măsura lui C. Și egal cu 38 de grade. 38 de grade. 104. Bravo. Da. 34 de grade, zici bine, da? Da. 38, da? Da. Ia să vedem. 38? Da. Bine. 5. 5. În figura de mai jos, unghiurile... Trebuie să-ți faci și o figură. Da. Face. Și acum eu nu știu ce figură. Acum oară. Să mă uit și eu pe... carte. Așa. Deci, în teorema asta, care a fost teorema de căpătit, deocamdată, foarte importantă, că suma măsurilor unghiurilor în triunghi este 180 de grade. Din ea am tras acele consecințe și cu unghiul exterior tot. Ea este la bază. Foarte importantă teorema asta. Nu se putea face demonstrația decât după ce avem paralelism. Da. Problema 5. 5-ul. Deci așa. Deci, triunghiul ABC A B C pe BC o prelungim. D luăm aici și
știe aici Dumnezeu cum, se îndreaptă de ce. Știu că ăsta e exteriorul de aici, 110 grade. Și ăsta altul e de 146 de grade. Se află unghiurile triunghiului pe casta cere. 110 și 146, da? Determinați măsura unghiului A. Ușor. Foarte ușor, dar sigur. Învățat teorie normal, pe vizoare. Fără teorie nu se poate face. Avem că... 146. Și ce? Unghiul A. Uite, dragi are unghiul A. Că nu o să nici are pe B. Că B răspunde nou, repede. Cât este B-ul? Unghiul B e 146... Nu, este 180 minus 110. Minus... O secundă mai. Pentru ca să-l afli pe B, da, care este suplimentul. 70 de grade. 70 de grade, punem deodată. Și din coace cât este, ca să nu mai pierdem timp? Din coace 180 minus 146, adică... 34. 34 de grade. Și acum, ca să-l afli pe A? 180 minus 104. 180 minus 104, adică 76. 76 de grade, nu e o problemă. Deci ce a fost aici important? Important a fost să vedem repede pe unghiul, știind unghiul exterior, puteam să spunem că e A și plus C-ul. Dar pierdem timp. Eu puteam să zic că în loc de 110 grade, A, măsura lui A, plus măsura lui C, da? E da. Unghiul exterior. 110. Când pe partea asta, puteam să spun din nou aici măsura lui A, plus măsura lui B. Și din cele două? Și din cele două ieșea exact... Și-a mă rog, așa. Și, dar mi s-a părut mult mai la îndemână să mă duc așa. Corect. Deci am făcut 100 de 110 și... Păi mai, dar cât este așa la... Sunt unghiuri adiacente, ăsta exterior și cu B-ul, sunt unghiuri adiacente suplimentare. Că asta e o dreaptă. Da? Și unghiul ăsta și cu ăsta, nu fac 180 grade? Da. Unghiuri adiacente suplimentare. Știi, am definit. Am definit asta pe... Da, pe asta zic, da? Știi și știe. Vezi, sunt lucrurile din urmă. Nu-i ca la istorie, să zicem, mai ai făcut o lecție și acum mergi și faci o altă lecție. Și totul trebuie actualizat, totul trebuie păstrat. Da? Deci eu am cupat repede pe faptul că știu pe ăsta exterior, știu repede interiorul. Normal. Da? Pe unghiul ăsta de 70, din coace că știu pe ăsta 34 și dacă știu pe cele două, l-am făcut pe al treilea. Da? Dar e bine că ai pus întrebarea. Da. E bine, atenție, lucrurile acestea trebuie înțelese. E posibil ca eu să nu fi insistat acum pe chestia asta. Și cei care, așa cum ai fost tu pus în situația să nu-ți mai amintești, sunt și foarte mulți care nu-și aminteau chestia asta. Eu am zis-o că e evident, de-aia nici n-am insistat. 180 acolo. De 180, dar tu, iată că nu-ți mai aminteai de ce fac 180. Acum ai făcut un lucru bun, spunând asta, punând întrebare, de fapt am lămurit-o și pentru cei care nu vizionează acum. Problema 6, Mirna? Te rog. Determinat. Ia să vedem să o put. Nu. Ba da, 56. 58, e bine? E sigur, da.